Trei femei la rând comentează ceea ce mă unge pe sufletel, așa mic și negru cum e el, mă unge la suflet că femeile se interesează tot mai mult de canalul meu și sper să pot vedea o tendință stabilă. Vă rog, bărbați, femei, like, share, recomandați canalul meu ca să ajungă și la publicul feminin. Violeta observă că moldovenii încă nu-și dau seama de pericolul acestei pandemii și mă tem că asta e partea neplăcută, nevăzută a precauției cu care guvernările de aici și de dincolo au instituit carantină sau stare de urgență din timp când au văzut ce se întâmpla în Italia și când au intuit ce se va întâmpla în Spania, înainte mult să se întâmple tragedie în Statele Unite și în Rusia. Și iată, avem o rată de infecție relativ joasă și o rată de mortalitate relativ joasă. Am văzut că pe site-ul cel la worldometer.com, Republica Moldova e fix sub media pe lume de mortalitate. După cazurile de infecție, noi avem 14, iar media e 19, iar România e fix deasupra mediei, are 21 de morți din cazurile de îmbolnăviri, pe când unele state au câte 40, câte 50. Deci suntem cumva așa, la mijloc, am fost destul de precauți, dar vă spuneam o latură nevăzută sau un efect colateral negativ al acestei precauții a guvernării, e că oamenii nu simt că e problemă și că e risc mare. Unde ai văzut oameni bolnavi? Eu n-am văzut oameni bolnavi. Ei nu se uită la Rai 1, Rai 3, ei nu se uită la 2 CV sau la BBC, ei nu se uită la CNN, nu se uită nici măcar la TVR, care abia mai ieri a dat în sfârșit niște imagini din spitalul județean de la Suceava, unde oamenii se chinuie și medici și militari și polițiști și pacienți, și unde sunt 2000 de îmbolnăviri în tot județul. În București, care are 2 milioane de locuitori, sunt 1000 de îmbolnăviri, pe când în Suceava sunt 2000. E un focar din cauza unor irresponsabili. Dar sper să afle. Sper să afle acuși, după felul cum s-au purtat de Paști, o să afle acuși de blajini sau de ispați, când o să înceapă să le moară sau măcar să li se îmbolnăvească cineva dintre rude și o să zică: ceapa măsă, de ce n-am stat eu în oraș, de ce n-am stat eu în casă, m-am mâncat în fund să merg la ei în vizită, am căutat o columânare să merg după focul Harec sau să aștept preotul să vină să mă stropească cu aghiazmă, n-am aghiazmă acasă sau nu pot să mănânc așa neaghezmuit. Și iată, o să învățați o lecție scumpă, probabil, din această irresponsabilitate. Lilia Pavlov zice că îi place să mă audă. O să încerc să mai filmez așa cu camera. Am o cameră veche de vreo 10, 11 ani o am. Și cu lavalieră la ea și cu trepied Sony cumpărat din firmă. Din primii bani pe care i-am câștigat de la guvern prin decizii CEDO, de la Guvernul Republicii Moldova, că România încă n-a pierdut de la noi nimic. Și acolo se aude bine și se vede frumos, clar, nu cu webcam-ul ăsta cu rezoluție mică. Și o să mai fac astfel de mărturii. Chiar aseară, în discuție cu frații mei, cu familie, mi-am adus aminte cum am fost luat odată în coarne de vacă, de o vacă, pe toloacă sau pe câmp, pe gârlă unde ne-am dus cu vacile la păscut. Și cum câteva zile după aceea mama m-a trimis la niște rude vecine ca să mă descânte. O să vă povestesc asta. Sper să vă fie interesant și plăcut. Admit că vă și place să mă ascultați. Noaptea asta urmăresc slujba învierii nostru Iisus Hristos. Îl iubesc pe Hristos, stau acasă. Bine, Natalia Malinchis. Măcar bine că stai acasă. Iubește-L pe Hristos, dar stai acasă, pentru că v-am arătat în clipul acela cum stau ciucure, ciucure, preoții la aeroport, unde a venit și Igor Dodon. Și e mare riscul că acei preoți au intrat în contact cu enoreași bolnavi sau cu alt cler bolnav. Ați auzit că episcopul de Edineț stă internat la Toma Ciorbă. Nu se tratează cu tămâie sau cu aghiazmă. Stă internat pentru că e COVID pozitiv.
Și e foarte posibil că de la acești băiețași cu rochii negre și lanțuri de aur la gât, e foarte posibil că dintre ei cineva a mai răspândit prin Republică, odată cu focul Haric și cu aghiazma cu care au sfințit bucatele, au mai răspândit și COVID. V-am spus, o să numărăm rezultatele pe la Blajini sau înspre Ispas. Unul cu pseudonim e foarte supărat de ce am vorbit urât cu polițistul ăsta. Probabil i-aș înțelege supărarea dacă are o rudă în poliție sau dacă chiar el sau ea e angajată mai e. Maria P. zice că i-a fost interesantă discuția noastră de la bucătărie despre ateism și religie. Probabil e o discuție foarte veche când încă funcționa Google Hangouts. Mă bucur că aveți răbdare, aveți timp și căutați și în arhivă. Am mii de clipuri pe YouTube. Aveți răbdare, căutați, cum le cheamă, playlist-uri. Le-am ordonat cumva pe tematici, pe cuvinte cheie. Sau căutați pe YouTube numele, cuvântul cheie, eu știu, dezbotezare, de exemplu. Căutați și o să găsiți o grămadă de clipuri cu dezbotezarea, nu doar a mea și a celor trei din prima zi de pe 1 martie 2013, dar și alte fapte de dezbotezare din trecut. Sunt dispus și acum, după ce se termină carantina, să vă asist la dezbotezare și să vă semnez certificate de persoană dezbotezată.